Băiatul care voia să meargă singur la bunica. În fiecare lună, părinții lui Martin mergeau cu trenul să o vadă pe bunica și veneau acasă a doua zi cu același tren. Într-o zi, copilul le-a spus părinților săi: "Sunt deja mare, pot să merg singur la bunica?" După multe insistențe, a urmat o scurtă discuție și părinții lui au acceptat. Ajuns în gară, părinții așteptau pe peron ca trenul să ajungă. Cu un ghiozdan în spate, Martin aștepta încrezător. Când trenul a ajuns, părinții și-au luat rămas bun de la fiul lor, dându-i ultimele sfaturi. Martin le-a repetat: "Știu, mi-a spus asta de 1000 de ori. Înainte să urce în tren, tatălui i-a murmurat la ureche: "Fiule, dacă te simți rău sau nesigur, asta este pentru tine." Și a băgat ceva în buzunar. A urcat în tren, a intrat în vagon și s-a așezat. Pe geam părinții îi făceau cu mâna. Trenul a plecat. Acum Martin era singur. Stătea în tren așa cum își dorise, pentru prima dată fără părinții lui. Admira peisajul pe fereastră. La fiecare oprire au intrat în vagon persoane necunoscute. Unii au făcut mult zgomot, după care s-au dus în alt vagon. Controlorul a făcut câteva comentarii despre faptul că era singur. O bătrână l-a privit cu tristețe în ochi. Martin se simțea din ce în ce mai neliniștit. Îi era frică. Se simțea încolțit și singur. Și-a lăsat capul în jos și cu lacrimi în ochi și a mintit că tatăl său îi pusese ceva în buzunar. Tremurând, a căutat ce i-a dat tatăl său. Când a găsit bucata de hârtie, a citit-o în grabă. Pe hârtie scria: "Fiule, sunt în ultimul vagon de tren." Așa este viața. Trebuie să ne lăsăm copiii să plece. Trebuie să-i lăsăm să încerce lucruri noi. Dar ne place să ne asigurăm, chiar de la distanță, că ei sunt în siguranță. Iar în cazul în care le este frică sau în cazul în care găsesc obstacole și nu știu ce să facă, să intervenim. Tot așa și noi, când întâmpinăm probleme și nu știm ce să facem, căutăm cu disperare o soluție și aflăm că Dumnezeu era în ultimul vagon. Chiar dacă nu-L vedeam, chiar dacă ne consideram singuri pe traseul vieții, El veghea de la distanță, intervenind doar când a trebuit. Ne-a permis să fim liberi, să experimentăm traseul, dar nu ne-a lăsat singuri când am dat de greu.